Hai că am început bine. Senzațional. Cred. Ok. N-aveți idee de când așteaptă aceste colete să fie deschise. Pentru că am niște cutiuțe aici, de la Zara, care au venit acum ceva timp. Însă nu le-am desfăcut pentru că m-am gândit să adun cât mai multe produse ca să facem un mare, mare haul. Pentru că am văzut că v-a plăcut tare mult primul pe care l-am postat aici la mine pe canal. În cazul în care nu l-ați văzut, o să vi-l las pe aici pe sus. Este mai mult cu haine de toamnă și așa mai departe. Însă de data asta avem și de iarnă. Pentru că da, afară este iarnă, a nins atât de frumos zilele trecute și acum este o mare, mare mocirlă. Pentru că plouă ca dracu. Ne-am fi bucurat foarte mult să ningă, însă da, lăsăm vremea, discuțiile despre vreme, pentru că astea sunt așa, între persoane care încearcă să se cunoască și nu e cazul, pentru că noi ne cunoaștem foarte, foarte bine. Bun, avem, după cum ați văzut, multe de la Zara, cele rămân la final. Avem H&M care mi-a căzut direct în cap, avem Stradivarius și avem Oisho, că avem niște haine de casă și mă gândesc să începem noi cu ele, pentru că sunt tare pufoase și, doamne, abia așteptam să le pur, dar nu, le-am lăsat aici cu etichetele puse ca să mă asigur că vă zic prețuri și așa mai departe. Doamne, să nu-mi iau eternitate videoclipul ăsta, te rog! Ok, hai să începem cu punga de la Oisho și nu mai poșnesc că o să vă faceți aurechile mele. Primul produs luat de la Oisho este o pereche de papucei. Sunt atât de drăguți, îmi plac tare mult, foarte pufoși. Sunt și foarte moi, au un pic de talpă, bine, nu știu cât vă dați voi seama, mai să încerc așa. Au un pic de talpă, dar este foarte pufoasă și au așa un aspect de oiță foarte crăciunistică. Am preț? Trebuie să știți că produsele de la Oisho au niște prețuri mai piperate, dar eu zic că au niște produse foarte calitative ce nu se Bravo, Diara! Ce nu se deteriorează în timp. Așadar, prefer să investesc în produse un pic mai scumpe, însă care rezistă mai mult. Preț. Am preț? Doamne, dă să am bun pe aici. Hai cam. Ia să vedem. Deci vreți să vă zic când este făcută această cumpărătură? Ca să nu ziceți că vă mint. Ia uitați. 18 a 11-a. De atunci stau în pungă. Bun. Ia să vedem, pantalon, nu. Ce care o fi? Încălțăminte, 149 de lei, o pereche de papucei, cam mult, într-adevăr, însă mie îmi plac tare, tare, tare mult și abia aștept să-i port, pentru că mi se pare că se potrivește minune cu ce mai am în pungă, pentru că mi-am compus așa o ținută din asta de casă foarte cozy. Hai că nu-mi venea cuvântul, dar mi-a ieșit până la urmă. Cu ce să încep? Hai să încep cu ce îmi vine la îndemână, că nici eu nu mai știu care cum. Ok, am început cu pantalonii. Așa arată, sunt roz, foarte pufoși. Sper că vă dați seama voi acolo de material, uitați-vă cât sunt de pufoși. Doamne, abia aștept să-i port și să fie mai frig afară, ca să stau așa, toată îmbrăcată în aceste pufoșenii. Eu mi-am luat la ei mărimea S, însă să știți că par destul de măricei. O să le probez pe toate, nu vă temeți, o să facem la fel ca... Foșnesc asta aici. O să facem la fel ca în primul haul și anume, fac unboxing la un magazin, da, la un brand, după care mă apuc să le probez și le vedeți așa. Și la sfârșit vă puteți compune și voi alte ținute între aceste magazine. Hai să vedem cât au fost pantalonii. O să încerc să vi le las și linkuite în descriere, însă e posibil ca pe unele dintre ele să nu le mai găsesc, dar dacă le găsesc cu mare drag vi le las, pentru că am avut mai multe comentarii în care mă trăgeați așa de urechi un pic că nu v-am lăsat linkuite produsele. Am înțeles ideea, am receptat și facem. Ok, pantaloni, cred că ar trebui să am, de fapt, da, 159,90, 160 de lei. Apoi, ca să meargă cu acești pantaloni, mi-am luat acest maieuț tare drăgălaș, uitați-vă cât e de drăguț. Așa arată el. Foarte pufos, în același material ca și pantalonii, acesta a fost... 99,90, 100 de lei. Și ca să completăm ținuta într-un mod armonios, avem acest cardigan, îi zic ei, ca un fel de hălățel, însă arată, nu are cordon, deci vine fără cordon, se poartă așa, eventual pe un număr, nu știu, să părem și noi mai sexy, cu toate că suntem în haine de casă.
Acesta a fost, hai cam preț aici, 159,90. Așadar, în total, pe toate chestiile astea de la Oisho, am dat 569 de lei. Însă, cum v-am spus, produsele lor sunt foarte, foarte da, calificative, calitative și mă aștept să le am și la anul și eventual și peste 2 ani și așa mai departe. Adică m-am asigurat cu o ținută de iarnă pentru câțiva ani de acum încolo, să sperăm. Bun, acestea au fost produsele de la Oisho. Haideți să le probăm! Aceasta este noua mea ținută de casă în care probabil voi viețui în următoarele 2 luni. Sunt atât de pufoase și atât de confortabile, ca o pătură. Efectiv simți că ai o pătură din aceea pufoasă pe tine, că ești în canapea, mai rămâne să stau întinsă și jur că mă simt ca și cum aș avea o pătură. Acesta este cardiganul, sau mă rog, halatul, sau cum e el. Așa arată și din spate. Și în cazul în care ne încălzim prea tare, efectiv îl dăm jos. Stați că îl dau și vă exemplific. Acesta este maieul. Mi se pare foarte drăguț și foarte, foarte confortabil. Mă așteptam să fie din acela mai decoltat să-mi ajungă până pe aici, însă nu, vine perfect. Așa e și din spate. Pantalonii, fiind foarte, foarte pufoși, au și 2 buzunare aici și îți dau un aspect un pic așa, ca și cum ai fi pus 1 kg în plus pe tine, însă sunt haine de casă, nu ieșim cu ele pe stradă, așa că nu contează, soțul ne știe, bineînțeles. Și nu are importanță că îngrașă puțin. Papucii demențial îmi plac tare, tare mult, nu știu, sper că îi vedeți. Aceste oițe crețe. Și da, trecem la hainele importante, cele de stradă. Hai să luăm acum în continuare punga aceasta de la H&M, că mă tot fâșie pe aici prin spate și mă enervează. Dăm și cutia asta un pic mai încoace să fiu și-o mai confortabilă. De la H&M ce am? Da, un singur produs, nu e mare lucru, însă mi-a plăcut tare, tare mult. Este două produse. Am uitat. Este vorba despre, în primul rând, despre acest plovăraș de aici, cu perluțe, cam așa arată, foarte, foarte drăguț, într-un, inițial am zis că e verde, un verde așa mai deschis, un minty green, dar foarte deschis. Acum când mă uit la el în lumina ring light-ului, pentru că ce se vedeți afară e un tuneric și de nedescris și trebuie să folosesc ring light-ul, acum mi se pare un pic gri, însă am niște pantalon de la Zara cu care vreau eu să-l încerc și o să facem atunci diferența la culoare. Mărimea mea este XS și am dat pe el 89,90. Să știți că pare destul de mare pentru un XS, însă cum vă spuneam și mai devreme, cred că cel mai sigur și cel mai bine o să-l vedeți atunci când îl probez. Și continuăm filmarea pentru că n-are rost acum să opresc, o să vă atrag eu atenția atunci când îl probez că acesta este plovărul de la H&M. Ah, și mai am zis că mai am ceva. Mai am ceva, da, foarte interesant, foarte... Nu putea să trăiesc dacă nu vedeați sutienul meu. Este unul foarte, foarte moale, dintr-un material foarte soft la atingere și să știți că ce mi-a plăcut la el și motivul pentru care l-am cumpărat, că nu are sârme. Deci e efectiv un sutien de stat în casă, zic eu, și este foarte util. Mărimea mea n-are rost să vă zic pentru că de fiecare suntem diferite, însă vreau să vă zic prețul. Preț, 59,90. Pe acesta, bineînțeles, că nu o să-l vedeți probat, poate decât așa. Însă, ca idee, să știți că în cazul în care sunteți în căutarea unui sutien mega confortabil, cred că o variantă foarte bună ar fi H&M. Bun. Mai departe, cu ce să trec? La Zara sau la Stradivarius? Am așa un dubiu pentru că am un feeling că aici, în punga de la Stradivarius, este articolul meu preferat din toate cumpărăturile astea pe care le-am făcut în ultimile 2 luni, zice eu. Însă hai să scăpăm și de punga de aici și să vă arăt despre ce e vorba. Înainte să vă desfac produsul, cu toate că cred că vă dați seama, știți voi că se poartă acum foarte, foarte mult acele cămăși stil bărbătesc din tot așa un material mai pufos. Însă e un articol care mie îmi place foarte mult, dar mi-am dorit foarte mult să-l port și iarna. Și atunci am găsit la Stradivarius această minunăție care aduce perfect cu acele cămăși. Stați să vi-l arăt cu fața. Aduce perfect, perfect cu acele cămăși. Și ideea la el este că este lung, este ca un palton și atunci ne ține cald și la spate, că pentru mine asta era problema, și să mă plec, nu știu, pe la mașină sau să fac ceva, să fiu nevoită să mă plec și să rămân cu spatele gol. Păi îmi clănțăne dinții jumătate de oră după aia în gură și n-are rost, zic, să ne complicăm. Și l-am găsit pe acesta la Stradivarius, care este genial, genial. Hai să vă zic și un fan istorie acum, pentru că l-am purtat
cu eticheta pusă pe el, da? Deci așa m-am dus prin magazine. A, și apropo de magazine, că vreau să vă zic ceva până nu uit și continuăm apoi cu istorisirea. Am primit zilele trecute pe Instagram un mesaj de la o domnișoară care îmi spunea: știi că te-am văzut într-un magazin, dar n-am vrut să vin la tine că mi-a fost rușine. Acum știu că este foarte puțin probabil să ne întâlnim, că nu suntem așa mulți aici pe canal, suntem aproape, nu știu, 3500-4000, habar n-am. Știu că sunt foarte slabe șansele să ne întâlnim, însă dacă cumva mă vedeți sau ceva, veniți la mine că nu mușc și nici nu mă deranjați. Adică serios, puteți să veniți fără probleme, sunt prietenoasă, așa cum mă vedeți aici, așa sunt și în viața reală, așa că nu vă sfiiți, veniți la mine că îmi pare bine să vă văd și eu pe voi. Bun. O să-l probăm și pe ăsta, o să-l includ în foarte multe ținute. Vă aduceți aminte în hall-ul trecut când v-am înnebunit cu geanta aceea de la Laura Maxim, pe care am pus-o în mai toate combinațiile mele vestimentare? Ei, așa se va întâmpla, cred, și cu acest palton, pentru că mi se pare absolut genial. Ca și preț, că de-aia am păstrat eticheta, că am impresia că nu mai am bonul, nu știu de ce. 249 de lei, mărimea mea pentru el fiind un XS, pentru că este oversized. Însă, vedeți voi, l-a probat. Și acum, hai să trecem la Zara, pentru că avem așa. Una, două, trei. Imaginați-vă așa cum ziceam la început, că în cutiile astea habar n-am ce Dumnezeului mai este. Însă în punga asta mi-am aruncat așa o privire și zic să începem cu ea, pentru că e mai ușor, ca să scăpăm o dată de foșnitura asta. Primul articol pe care vreau să vi-l arăt sunt acești pantaloni din imitație de piele. Acum, eu mai am de la ei pantaloni în genul ăsta și nu pot să zic că m-am simțit foarte confortabil. Însă aceștia mi s-au părut că au o altfel de croială, în sensul în care au talia foarte, foarte înaltă. Adică voi vedeți cât e de înaltă? Ia să încerc eu să exemplific. Deci cam așa, de două palme jumate, ceva de genul. Și m-am gândit că o să mă ajute un pic mai mult. Mărimea mea pentru ei fiind un M. De obicei, la Zara port S sau 36-38, dar aceștia nu mi s-au părut foarte elastici și atunci am preferat să iau M, să mă asigur că îmi vin la picioare. Sper însă să nu fie prea mari în talie, dar na, s-ar putea să fie un pic mari în talie, dar nu e nicio problemă, că vedem, probăm. Acum de returnat, sincer să vă zic, nu știu dacă o să mai pot să returnez, că ați văzut când sunt făcute cumpărăturile. Dar da, ne descurcăm noi. V-am zis preț? Nu cred că v-am zis. 99 de lei. Material, ce să fie? Poliester, ce Dumnezeului poate să fie. Găsesc pe aici vreo etichetă să vă zic că nu este clar piele. Ah, și așa vin pe interior, în cazul în care sunteți interesați. Interesate, de fapt. Și avem aici material. Ia, trebuie să avem. 100% poliuretan. Normal, păi da, cum? Au și de piele, însă la niște prețuri cam 2, 3, 400 de lei, nu mai știu. Știu că am văzut la un moment dat unii și am zis nu, pentru că oricum nu prea mă simt foarte confortabil în ei. Însă ne facem treaba cu ăștia, din poliuretan. Asta e. Apoi mai am un plover, care la fel, ăsta este în culoarea, stați să scap de punct, în culoarea aceea minty green de care vă spuneam. Și mi-a plăcut că este desfăcut aici. Vedeți? Și cu aceste cristale foarte, foarte drăguțe. Știți, v-am zis că eu sunt fata cu cristale, cu petre și cu alte d-astea. Mărimea mea pentru el fiind un S. Mi-ar fi plăcut să fie un XS sau un XXS, pentru că este foarte oversized. Însă nu se fabrică decât mărimea S. A, și să vă zic o chestie în care, ca și eu am învățat un magazin și în cazul în care nu știați, eu nu mă prinsesem până acum, pentru că m-am dus cu acest plover la o domnișoară din magazin și am rugat-o: fiți amabilă, puteți verifica dacă mai aveți și un XS? Și ea s-a uitat pe etichetă și îmi spune: a, păi nu, că e făcut doar în mărimea S și M. Zic, dar de unde știți asta? S-a prins și Diana într-un final, că aici chestia asta unde scrie SM înseamnă mărimile în care este produs articolul respectiv. Așa că dacă vreți să știți, vă uitați pe etichetă și nu mai puneți întrebări idiote ca și mine. Bun, preț v-am zis, 159,90. Abia aștept să le probez, deci mi se pare că se vor vedea foarte tare în combinația asta. Ploverul așa și colanții aceștia, nu știu, ei sunt un maro, un bordo ceva, nu-mi dau seama, dar mi se pare că va fi o combinație superbisimă. Bun! M-am încălzit. Pentru că am acest cardigan pe mine în care, de fapt, mă coc. Însă, da, e timpul să trecem la cutii.
Pot să știu și eu când a venit asta, așa, de curiozitate, să ne amuzăm? Nu, nu pot, nu? Nu știu la asta dacă o să am preț. Dar, cum v-am zis, o să vi le las link-uite în descriere și poate mai mă ajută și memoria. Hai să începem să tăiem, pentru că-s pregătită. Și ce credeți? Ne apropiem în timp ce desfac aici, da, bine. Știți că îmi place să vă mai țin de vorbă. Doamne, ne apropiem de jumatea vlogmasului, dacă nu cumva suntem la jumate. Ba da, suntem la jumate. Și nu știu când a trecut timpul, pe bune, nu știu când a trecut timpul, însă vreau să vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați în această perioadă, pentru că știu că foarte multe fete din online, da, fac hauluri, vlogmasuri, pardon, nu hauluri, sunt cu gând de la haulul meu aici, fac vlogmasuri și toate ar trebui urmărite, pentru că este o muncă foarte mare, așa cum vă mai ziceam, și ar trebui apreciate, știți? Hai să încercăm să fim mai drăguțe cu fetele. Eu v-am zis, stați, îl dau pe silent, că nu. Ori îmi spune taș dracului din gură, că vorbește aiurea, însă vreau să, da, vreau să vă zic o chestie. Nu am, încă nu am, încă nu am parte de hate, însă mai vorbesc cu anumite fete din online și îmi spuneau, băi frate, postez clipul și în următoarele 10 secunde am dislike. Adică tu nici măcar nu te uiți la clip și îmi dai dislike. Nu pot să înțeleg oamenii ăștia. Băi frate, ok, nu-ți place de mutra unei persoane, du-te mai departe pe alt canal. De ce trebuie să faci persoana respectivă să-și pună 1000 de întrebări? Băi, dar oare ce am făcut? Ce nu e bine? Sau ce nu place publicului? Pentru că omul chiar muncește. Nu-ți place, du-te mai departe. Nu-ți spune nimeni nici să dai like dacă nu-ți place, dacă îți place. Bă, dar măcar nu, da, să, așa să fie foarte, foarte evident. Nici n-a început clipul bine și tu, buh. Știți ce zic? Bun. Asta așa, cu o paranteză. Ce văd eu aici? O pereche de pantaloni. Uitați-vă de ăștia. O pereche de pantaloni, stilul baggy. Ce ieftine au fost ăștia. Ia uitați. 60 de lei. Mamă, ce preț! Ia uite și ce tare e asta aici, nu vi se pare? Zici că e de la vreun brand din ăsta. Își parcă cei de la Dior aveau așa, da, pe blugilor, aveau niște lit, bine, așa un scris mic metalic, Dior. Și uite că au și cei de la Zara. Ăștia s-ar putea să fie cam mari. Ce mărime am luat? 36. Dar nu-i nimic, că probăm. Mi se pare foarte tare culoarea, în ideea în care se pot purta într-un milion de combinații. V-am spus că mie îmi plac nude-urile. Și uite ce tare e asta, nu? Și cu un palton eventual alb pe deasupra, foarte tare. V-am zis că mie îmi plac culorile astea nude, culoarea untului, bej, pentru că sunt foarte, foarte ușor de asortat. Bun, ăștia sunt pantalonii. Ce mai am aici? Haideți că mai am. Mai am. Încă două. A, mi-l aduc aminte pe ăsta. E un body. Da. Mi s-a părut foarte tare să-l combin cu acei pantaloni. Așa arată el, tot în această culoare, pentru că v-am zis că mi se pare foarte tare o culoare, o ținută într-o singură culoare cu mici deviații. Mi se pare totuși cam lung acest body. Ce mărime l-am luat? O, Doamne! Vedeți de ce nu e bine să strângi și să faci hol? Că uiți! Mărimea S, 59 de lei cu ocazia asta, vă arăt și prețul. Dar, da, nu știu ce să zic despre asta, trebuie probat și decidem apoi. Mi se pare foarte lung aici, nu știu de ce am eu impresia asta. Vedem. Și mai am ceva, și pe ăsta mi-l aduc aminte, mi s-a părut foarte interesant, habar n-am cum vine. Pe modelele de la Zara venea bine. Și apropo de modelele de la Zara, băi, mi se pare mie s-au făcut o mică schimbare, adică parcă stau și ele mai uman, mai drept, mai ca omul, nu cam mai muțele. Și mi s-a părut foarte interesantă ideea, este așa cu mâneci și are doar gât. Adică se va vedea cumva așa, știți? Pus deasupra unui maieu, uite cam așa și cu mâneci. Foarte tare mi s-a părut ideea. Acum să vedem și cum vine. Ia să vedem, mărimea M. Deci, a, pentru că doar M se fabrică, uite, vedeți? Ce vă ziceam mai devreme, preț 89, adică 90 de lei. Și stare tare curioasă de asta, abia aștept să-l probez. Și am terminat prima cutiuță de la Zara. Mai avem una în care știu sigur că am o pereche de încălțăminte pe care abia aștept să o văd. Hai să-l desfacem și pe acesta. Și mai am ceva care zdrângăne. Aolo, ce-i mai fi luat-o Diana pe aici? La produsul de încălțăminte să știți că este un dup. Un dup, adică un produs foarte asemănător cu al unui alt brand.
O să vă explic la momentul în care reușesc să deschid coletul despre ce e vorba. Pentru că mi se pare un trend care, din punctul meu de vedere, se va duce curând. Și vă mai spusesem eu la un moment dat că, da, investesc în produse de designer, dar care cred eu că nu sunt vreun specialist în modă, însă care cred eu că nu se vor demoda. Acum, această pereche de încălțăminte, eu zic că se va demoda cât de curând, cu toate că e deja de vreo un an, doi, ceva de genul, dacă știu eu corect. Băi, am luat ceva care zdrângăne. Ce Dumnezeului. Despar, nu cred că avea ce să se... Hai, că am reușit să se spargă, dar... A, uite ce zdrângăne. Am uitat de asta. Ne. Da, drăguț. Într-o culoare... Ce asta? Maronie, verzuie. Foarte pufos, în schimb, la atingere. Doamne, ce material fin. Ce-mi place. Și mi-a plăcut detaliul ăsta de pe spate. Mi s-a părut foarte interesant. Acum sunt tare curioasă să vedem cum vine. Și ca mărime avem S la 99,90, adică 100 de lei. Îmi place foarte mult că e fin. Abia aștept să-l pun așa pe piele. Da, ăsta îmi place, dar nu e cam scurt. Trebuie să vedem, poate cu perechea aceea de pantaloni, baggy, ca să-i băgăm un pic în interior, să băgăm plovărul în interior, sperăm să ajungă până acolo, dar probăm și vedem. Și acum ajunge la ultimul produs din acest minunat haul, și anume perechea de încălțăminte. Și să vă zic despre ce e vorba. Mi-au plăcut foarte mult și cu siguranță le știți. Nici cum să le zic, cum să le spun, Adidas, nu știu. Sunt chestiile astea care arată cam așa și eu le văzusem pe cele de la Balenciaga. Dacă nu mă înșel, au mai scos și alte branduri chestii de astea. Ciorap din ăștia cu talpă, bine, acum că plouă și că a venit zăpada, nu știu cât de util vor mai fi. Însă, în afară de UGG-uri, atunci, măcar când este uscat pe afară, mi se par foarte drăguți. Dar, cum spuneam și mai devreme, nu știu dacă e un trend care va rezista. Așa că mi-am luat de la Zara și vă recomand și vouă să faceți chestiile astea, decât dacă nu, vă permiteți, da, dați banii unde vreți voi. Dar eu vă recomand, uite, mi-ar fi plăcut cei de la Balenciaga, dar dacă la anul nu se mai poartă, adică dau, nu știu cât sunt, 600-700 de euro, ceva de genul, așa mai bine am dat la Zara. Cât am dat? 199 de lei și mărimea pentru ei este 38. Vedem cum vin, pentru că mi se par un pic cam mari și de returna nu cred că mai am vreo șansă. Eu de obicei la Zara port 38, de asta i-am și luat un online, că altfel i-aș fi probat. Bă, mi se par cam mari. Dar nu-i nimic, că îi probăm și vedem. Bun, hai să mă duc să probez și restul hainelor și revin la final cu concluzii. Prima ținută așadar este aceasta în care a trebuit să includ și parpalacul de la Stradivarius, pentru că îmi place de nu mai pot. Poate să vină și legat și mi se pare genial de purtat acum, mai ales cu, eventual cu eșarf așa la gât. Foarte tare mi se pare, așa arată și din spate. Este oversize, așa cum vă ziceam, însă nu mă deranjează cu absolut nimic. Este foarte, foarte călduros și îți vine așa să te învelești în el. Și poți să-l porți și descheiat, așa într-un stil mai baggy, cum sunt și în pantalonii de pe mine și ajungem imediat și acolo. Mi se pare foarte, foarte drăguț. Îmi place. Ăsta rămâne, cu siguranță. Apoi, nu știu dacă va rămâne această pereche de pantaloni. Pentru că așa cum vă ziceam atunci când am desfăcut coletul, bănuiam că o să fie mari. 36 la stilul baggy, știam că mi-e mare, uitați și în talie, vedeți, mai pun aici pe cineva, eventual pe ăla mic al meu, sigur mai încape. În față nu pot să zic că mă deranjează foarte tare, decât poate cutele astea. În rest, aici, în spate, deci nu-mi place, nu arată nicio formă, zici că sunt dreaptă de sus până jos, nu. Nu prea îmi plac, nu știu dacă o să mai pot să returnez, însă măcar voi să aveți grijă, în cazul în care doriți pantaloni din aceștia baggy, luați-vă, să zic, două mărimi mai mici, ca să fiți sigure că se vede ceva. Apoi topul, cum bănuiam de când l-am desfăcut, este scurt. Cu toate că acești pantaloni au o talie înaltă, hai să mă apropii un pic, vedeți că el tot nu ajunge până să intre în pantaloni. Și atunci nu știu că e neapărat o piesă de iarnă. Ce îmi place foarte mult la el este însă detaliul ăsta din spate, care mi se pare foarte, foarte sexy. Și, nu știu, trebuie să-i găsesc o variantă în care să-l port ca să se vadă cumva chestia asta, pentru că mi se pare foarte, foarte tare. Acum, da, singurul fail mi se par pantalonii. Fail, prea mult spus. Mi-ar fi plăcut dacă ar fi fost o mărime sau două mai mici, eventual un 34, da, o mărime, cred un 34, pentru că m-am zis că eu, normal, port un 36. Însă, da, să-mi spuneți și ce impresie
aveți voi despre această ținută și trecem la ținuta numărul 2. Pentru ținuta numărul 2 am ales acei colanți din piele artificială de la Zara, topul și acest plover în mint green cu acele cristale. Unde sunt? Hai că le-am găsit. Cu acele cristale. Și o să încerc să-mi trag un pic ploverul pe mine ca să vă faceți o idee, însă nu prea mult, că trebuie să-mi pun microfonul aici, că în jurul gâtului nu mai am unde. Așa arată ploverul, foarte, foarte drăguț, iar combinația de culori mi se pare genială, absolut genială. Și apropo de culori, m-ați văzut deja la prima ținută că port acești pantofi nude. Recomandarea mea este să aveți în garderoba voastră o pereche de pantofi nude, pentru că merg la absolut orice. Și mai bine aveți o pereche nude bună decât să aveți în 3000 de nuanțe sau culori și de proastă calitate. Asta așa ca un sfat pe lângă micul nostru haul de aici. Bun, acesta e ploverul, așa vine. Ținând cont că pantalonii sunt mulați, eu cred că putem pune în partea de sus un articol mai larg, mai baggy, cum erau și pantalonii aceia. Așa arată ploverul. Mi se pare foarte drăguț și foarte, foarte călduros. Un pic cam aspru materialul, însă nu e o problemă, nu-i ca lână aceea care să te înțepe. Acum, să trecem la pantalon și la body. La pantalon, exact cum bănuiam, îmi vin foarte bine pe picioare, mai bine decât îmi vin alți colanți de la Zara, însă, uitați să mă apropii un pic să vedeți, am problema asta aici. Dar sunt convinsă că o mărime mai mică nu mi-ar veni, atunci o să-i păstrez pe aceștia și o să le pun o curea foarte subțire, eventual nude, maro, ceva de genul, în talie, ca să strângă un pic excesul ăsta de material. Deci o mărime mai mică, sigur mi-ar fi fost bună în talie, însă nu venea pe picioare sub nicio formă. Îmi place foarte mult și detaliul ăsta de aici de jos, fermoarul. Legat de top, îmi place și nu prea, mă strânge de gât. Eu sunt oricum genul acela de persoană căreia nu prea îi plac articolele vestimentare pe gât, dar m-am gândit că o să fie mai larg. Ori nu e, mă cam strânge de gât, mă enervează. Poate, dacă se mai lărgește, ar fi ok. În rest, îmi place foarte mult cum vine. Mi se pare că totuși acest gât înalt conferă un pic de eleganță întregii ținute și se emulează foarte bine pe corp. Uitați și din spate cum arată. Și m-am gândit să schimb un pic pantofii și să pun acea pereche de încălțăminte de la Zara pe care am luat-o, însă, așa cum am spus mai devreme, gâtul acesta înalt, din punctul meu de vedere, nu se potrivea foarte bine cu acea încălțăminte sport, însă o vom folosi imediat la a treia ținută. Ne place! Ne place sau nu ne place? Eu zic că ne place! Cea de-a treia ținută, după cum bine vedeți, s-a transformat într-una puțin mai sport. Am păstrat aceiași colanți, însă am schimbat încălțămintea și mi-am luat aceste ghete, ciorap, ceva. Cam așa arată ele cu totul. Să știți că îmi sunt bune ca mărime, în cazul în care vă interesează, se potrivește mărimea. Deci am luat 38, eu port 38, sunt ok. Mi se par foarte drăguțe, chiar mi-au plăcut. Acum în sus, și sunt foarte confortabile și culmea foarte călduroase. Ori m-am încălzit eu în cinci pe aici, că mă tot îmbrac, dezbrac, însă foarte confortabile. În partea de sus am pus maieul pe care l-am avut eu, e maieul meu, dar e tot de la Zara. Luat acum, l-ați văzut la începutul videoclipului când vă vorbeam despre produse. Și în sus am pus chestia asta care mie sincer nu prea îmi place. Adică mi se pare cam dubioșică. Se așează ciudat aici și credeți-mă că am încercat-o și pe față și pe spate, ca să nu mai îmi spuneți că vezi că ai pus-o cu fața în spate și așa mai departe. Face niște chestii ciudate, faceți excepție de etichetă, pentru că dacă mai pot, cred că va pleca retur. Astea de aici, nu știu, se văd, hai să încerc să mă apropii, sper că mă vedeți. Se văd aici foarte, nu știu, ciudat, nu. Așa e și la spate. Lăsați-mi și voi în comentarii ce părere aveți despre chestia asta. Mie inițial, îmi plac foarte mult mânecile, în schimb, așa clopot. Inițial mi s-a părut o idee foarte interesantă, n-am mai văzut-o pe nicăieri, însă nu știu dacă îmi place cum se așează. Nu știu, am nevoie de o sugestie din partea voastră, pentru că efectiv nu-mi dau seama. În schimb, încălțămintea cred că v-am zis că rămâne și mai eu n-am ce să dau retur la mai eu. Pantalonii v-am zis mai devreme. Bun, cam asta e a treia ținută și aș pune pe deasupra acel palton sau... Mă refer la cel de la Stradivari. Hai să-l punem să vedem cum arată. Poate întregește un pic ținuta, că nu știu, mi se pare cam... Poate lipsa unei culori, nu știu. Cam așa ar arăta și cu paltonul și cred că mi se
pare interesantă ținuta dacă aș vedea-o la cineva, în sensul în care văd aici un maieu, o chestie decoltată, aici văd un guler, dar nu înțeleg de unde e. Așa că, nu știu, chiar nu știu ce să fac cu articolul ăsta, spuneți-mi și voi. Și uitați cât de bine se potrivește paltonul cu perechea asta de încălțăminte. Nu știu cum să le zic, Adidas, tenis, pantof sport, bocan și nu știu. Spuneți-le voi cum vreți, însă eu le zic perechea asta de încălțăminte, ca să nu mă corecteze nimeni. Bun, asta a fost a treia ținută și cred că mai avem să vă arăt plovărașul de la H&M. Hai să mă dezbrac chiar. Aceasta este și ținuta numărul 4, în care am schimbat partea de sus. Am pus acest plovăraș de la H&M, care mi se pare tare drăguț. Mă simt foarte bine în ținuta asta. Cred că e ținuta în care mă simt cel mai bine. E clar că va rămâne și plovărașul ăsta și el vine cam așa. Însă eu l-am băgat un pic în pantaloni pentru a da senzația de picioare mai lungi. Foarte mult îmi place cum vine, cum se așează, o ținută foarte confortabilă, foarte lejeră. De mers unde putem să mergem, habarăm. De mers undeva, să sperăm că putem. Acum mă duc, mă schimb și ne așezăm pe canapea ca să tragem concluziile asupra produselor pe care le-am prezentat. Acum că am terminat de probat toate produsele, bineînțeles că am câteva favorite. Și anume, vă spun ce va rămâne cu siguranță. În primul rând, va rămâne cu siguranță perechea aceea de colanți, bordo, maro, ceva. Îmi plac foarte mult, dacă mi se potriveau un pic mai bine în talie, erau perfect. Însă nu e nicio problemă pentru că îi folosim cu o curea. Apoi, legat de plovărele acelea verzi, cel de la H&M și cel de la Zara, îmi plac amândouă foarte mult, vor rămâne amândouă, însă pentru voi, dacă vreți unul singur, vi-l recomand pe cel de la H&M, pentru că este asemănător, culoarea este asemănătoare, un pic mai ștearsă într-adevăr, dar asemănătoare și este la jumătate de preț, adică e 80 și ceva de lei, 89 dacă nu mă înșel, iar cel de la Zara e 159. Alegeți voi care cum vă plac. Va rămâne și body-ul, cu toate că mă strânge un pic la gât. Mă gândesc că se mai poate lărgi și o să pot să-l incorporez în cât mai multe ținute. Însă am aici lângă mine produsele care încă au etichetă, pe celelalte deja le-am dus. Și care nu știu dacă să le păstrez. Cum vă ziceam, o să țin cont de ceea ce îmi scrieți voi în comentarii, pentru că altfel te vede o persoană din exterior decât te vezi tu. Adică poate și eu când o să mă uit la cameră o să zic, a, clar, ăsta pleacă retur, așa cum am pățit și cu geanta din holul trecut. Primul produs cu semn de întrebare este bluzița asta de la Zara. Îmi place spatele, dar nu prea îmi place cum vine în față, în sensul în care este prea scurt. Mă mai gândesc, aștept și impresiile voastre și apoi o să iau o decizie. Apoi, al doilea produs care chiar cred că o să plece retur este asta de aici. Interesantă, foarte interesantă ideea, dacă se așeza mai bine pe corp, nu știu, vine ciudat aici în zona gâtului, cum vă arătasem, prețul și el cam mare, 90 de lei pentru drăcia asta, adică dau pe un plover la H&M 90 de lei și dau pe asta jumate, de un sfert de plover, nu știu ce să zic. Și apoi ăștia, sper să le găsesc, să pot să-i schimb și să-i găsesc într-o mărime mai mică. Îmi place culoarea, îmi place modelul. Dar mi se par totuși un pic prea largi, așa îi văd eu. Mi se pare că dacă am niște pantaloni prea largi, mă face să par mai mică de înălțime. Nu știu, asta e impresia mea, să-mi spuneți și voi. Dacă nu o să reușesc, dacă de fapt nu găsesc o mărime mai mică, s-ar putea să rămână așa. Vedem ce noroc avem, vedem și impresiile voastre. Hainele de la Oisho, bineînțeles că rămân și cam astea cred că sunt. Bun! Sper că v-a plăcut haul-ul meu de astăzi, că ați găsit inspirație de ținute. Sigur, sigur găsiți majoritatea produselor în magazin, tot ce găsesc și eu online o să vă las linkuit. Și am rugămintea în cazul în care vă plac videoclipurile mele să-mi dați un subscribe, un like și apropo de subscribe, nu uitați să apăsați acel clopoțel ca să fiți notificați atunci când postez. Iar la subscribe am mai primit niște mesaje de la fete, dar nu știu ce se întâmplă, că eu ți-am dat subscribe și acum mi-apare să mă abonez din nou. Aveți grijă că nu știu din care motiv YouTube-ul mai dezabonează. Habar n-am, nu știu, algoritm, nu știu ce o fi, habar n-am. Însă se mai întâmplă, așa că asigurați-vă în cazul în care sunteți deja abonați, că sunteți în continuare. Bun, vă las și nu zic ne revedem data viitoare, pentru că ne revedem mâine cu un alt Vlogmas.